Salutare, bumicuților, și bine v-am regăsit pe la un nou info-video. Bă, aici ceva o să se schimbe pe canalul nostru, ceva nu pot să zic drastic, dar o să se schimbe pentru că eu văd că nu mai. Adică merge canalul, este foarte ok, dar eu nu sunt ok, adică am obosit și dacă continui așa o să fie de rău pentru mine și pentru sănătatea mea. De ce zic asta? Voi știți că puneam câte două videouri pe zi, acum pun câte unul, câte două, nu știu. Câte pășiu și seara de miercuri până duminică la ora 8 fac live. Nu știu că fac live 4 ore, 5 ore jumate, le fac foarte lungi, știi? Și eu marți și joi stau acasă, nu mă duc nicăieri. Și zilele alea, marți și joi, uitați-vă la ce oră mă spală. Ca să vedeți că nu mănânc rahat. Mă scur la ora 3. Da? 14:52 se vede, da? Se vede clar. 14:52. Deci eu am făcut live la ora. Eu am făcut live luni. Nu, marți până la ora 1, parcă 1 și ceva. Și a doua zi, miercuri, a trebuit să mă duc la kinetoterapie. M-am pus la ora 1, jumătate în 4. Și am dormit la 6 dimineața. Că n-am putut să tot să adun. Dacă a doua zi în urmă am dormit până la 3, logic că seara nu pot să adorm. Și am dormit la 6 dimineața și la 7 m-am trezit. Până la sală m-a durut inima, adică m-a înțepat inima. Și mă întrebam, bă, ce căta mă, adică mă înțepă inima, că nu mă ce să zic, am zis că fac ceva pe acolo, că prea mă dura, nu-i fac ceva. Și a zis, băi, asta că ei de la un pus să rămă. Că eu am dormit doar o oră și mereu cum fac live-uri de la 8 până la 1, 1 jumate. Și a doua zi trebuie să mă scol la 7, aia. Că eu nu dorm deloc. Și da, bă, nu știu când o să facem live-urile. Probabil mai devreme. Probabil nu știu, că așa nu mai merge toate. O zi mă scur la 3 după masă, o zi mă scur la 7 și 20. Și programul e foarte dat peste cap, adică nu știu. Și risc să mă îmbolnăvesc dacă mai fac asta. Adică nu doar că mă scol, dar o zi mănânc la 7, o zi mănânc la 3, micul dejun. Și ficatul și stomacul se duc dracu și nu vreau să înțelegeți că vreau să mă las la YouTube. Nu mă las la YouTube pentru că da, trebuie să dau un restart la OBS. Deci, da, bă, ceva trebuie să se schimbe pe canalul nostru. Dar nu știu ce. Ați văzut că n-am mai postat câte două videouri, că nu știu. Veniți și voi cu o idee pe canalul meu ce ar trebui să fac, pentru că nu e ok o zi să te trezești la 3 după masă și a doua zi să te trezești la 7.
Pentru că dacă prima zi te trezești la 3, a doua zi la 7 te scoli, dar nu poți să dormi. Și eu în seara aia nu dorm. Și a doua zi mă duc la seara nedormit. Și da, bă, e nasol. Și trebuie să schimb ceva pe canalul meu. Probabil orele de live, probabil. Habar n-am, dar trebuie să schimb ceva. O să mă gândesc la asta și nu știu. Nu știu, dacă îmi vine ceva în cap, o să vă spun. Dar dacă o continui așa, încet încet mă dă dracu. Știi? Și cu abusarea și cu tot. Păi da, bă, cum tot a fost, eu o să încerc să mă gândesc la un program pentru YouTube și, da, nu știu, să fac live-urile de 2 ore, 2 ore jumate, nu știu. Chiar n-am idee, fraților. Aștept nu. Comentarii, sugestii de... O sugestie de program. Pentru mine, dacă vreți să mă ajutați, eu am fost Mencuțigan și până data viitoare, v-am salutat, bă. Pa, pa! Ne vedem de seara la live stream sau la un nou episod. Nu știu. Vedem!